Funcția lui este ca să transmită prin Bluetooth informația care o conține tahograful, timpii de condus, să o transmită la telefon. Vreau să vorbesc despre acest dispozitiv. Astăzi este sâmbătă, eu mă aflu în Marea Britanie. Am mai vorbit la începutul săptămânii, dar cu părere de rău n-am mai putut salva informația de pe microSD. Acum nu este prima dată când mi se întâmplă așa ceva, să nu pot salva informația de pe spațiul de stocare. Și vreau să zic eu despre acest dispozitiv. Aproximativ o lună și două săptămâni am de când îl folosesc, cum îl folosesc și ce funcție are el. VDO Smart Link Pro și este pictograma Bluetooth aici. Funcția lui este foarte simplă. Transmite din tahograf informația către un dispozitiv mobil, pe tabletă sau telefon. În așa fel încât permite ca să vedem programul, să vedem timpii de condus pe ecranul dispozitivului, pe ecranul telefonului sau a tabletei. Iată, el se introduce aici la tahograf în slot. Fiecare tahograf are așa mufă. Se introduce. Și iată, LED-ul arde, s-a aprins, are aplicații. La moment am 19 ore și 57 de minute pauză. În primul lucru care îl fac, intru la setări. Accesez la dispozitiv, iată Bluetooth, Smart Link. Iată, s-a conectat. Acum merg la aplicație, execut aplicația și în aplicație la fel apăs conectare și s-a conectat. Arde intermitent LED-ul. S-a conectat și aici pictograma verde, la fel arată că s-a conectat. Acum o să mă dau mai aproape, ca să se vadă mai bine, eu sper să se vadă. Haideți să vedem acum dacă coincide informația care este afișată la tahograf cu informația care este afișată pe dispozitiv. Vedem dacă o transmite corect. Mai întâi de să sincronizez toate datele, iată mă întreabă, confirmare, descărcare. Mă întreabă dacă se confirm descărcarea datelor. Și atât aici se încarcă informația la tahograf. Gata, datele s-au cules. O să apăs, să zicem, pe data de 20 aprilie. Gata, mi-arată. Pe data de 20 aprilie, numărul la camion, odometru care am pornit, odometru care am oprit, țara inițială a fost Franța, țara finală a fost Marea Britanie. Și în total am făcut 583 de kilometri. Așa. Data de 15, să zicem. Iarăși, odometru de start, odometru stop. Țara inițială a fost Marea Britanie, țara finală a fost Franța. În total am parcurs 646 de kilometri. Și 491 de kilometri, iarăși. Mi-arată în istoric. Dacă dau luna martie, am apăsat random pe o dată, pe zi din luna martie. Pe data de 23 martie am început cu odometru de start. Iată, este scris 2831
și am finalizat cu 3542, 711 km în total am parcurs. Și acum vreau să verific cu datele care eu le-am scris în caiet pe data de 23 martie 2019. 23 martie, iată, 2831, aici e odometru start, este scris, și am finalizat cu 3542. Da, 3542. Și informația care eu o salvez în caiet și pot ia oricare altă zi. Da, eu credeam că nu sculeg datele. Mă bucur foarte mult că sculeg datele din la istoric șofer. La pictograma asta, când o accesez, arată următoarea informație. Istoric șofer. Iată, scrie 44 de ore, 16 minute. Și dacă verific informația din aplicație, comparativ cu informația care este afișată la bord, transmisă din tahograf, la fel, iată, după cum se vede pe rândul numărul 3, este scris 44.16. Coincide cu informația care este transmisă pe dispozitivul mobil prin Bluetooth. Mai jos, pe rândul numărul 4, este afișată informația, la fel, orele de condus totale pe ultimele 2 săptămâni. Și în aplicație scrie că sunt 89 de ore 54 de minute. Aici la bord nu este afișată informația, dar la tahograf, ca să o vedem, apăsăm o dată pe săgeată în jos. Iată, pe rândul numărul 2 scrie: șofer numărul 1, pictograma volan, adică orele de condus pe ultimele 2 săptămâni, 89 h 54 de minute, fără 6 minute 90 de ore. Adică iarăși informația care este transmisă de dispozitiv la telefonul mobil coincide exact ca la tahograf. Pe rândul numărul 4 scrie 7, volan, conducere pe 2 săptămâni, 89 de ore, 54 de minute. Camionul s-a deplasat. A fost în mișcare 89 de ore și 54 de minute. Pauza acumulată 20 de ore și 22 de minute. 20 de ore și 28 de minute. Informația nu este sincronizată în timp real. Trebuie să o actualizezi din nou ca să coincidă cu cea din tahograf. Pe rândul numărul 3 nu poate fi, de exemplu, actualizată și schimbate datele, chiar dacă o actualizezi din nou, din cauza că camionul stă pe loc și nu poate să fie schimbată cifra despre orele de condus. Cifra se schimbă doar atunci când camionul este în mișcare. Din cauza asta, cifrele care arată ora de odihnă, pauza acumulată, se schimbă, pentru că timpul trece, informația care vine la aplicație nu se actualizează, din cauza că eu nu actualizez, dar la tahograf se actualizează, pentru că timpul trece și după cum se vede. Iată, dacă dau odată click înapoi și accesez iarăși istoric șofer, o să coincidă datele exact ca la tahograf. S-au cules în timp real. Și mă uit, pauza acumulată este de 20 de ore și 32 de minute. Coincide. Și mai jos este 20 de ore și 17 minute. Și aici la fel, aceeași informație, da? 7 plus 7, volan, calendar, pe rândul numărul 2. 7 plus 7, asta sunt 2 săptămâni, adică ultimele 2 săptămâni, pictograma volan, 89 și 54 de minute. Toată informația care este pe dispozitiv se păstrează nu doar 28 de zile, dar mult mai mult timp și chiar poate fi imprimată, trimis pe e-mail. Dacă este nevoie și are cineva dorință, interes să păstreze toate datele din tahograf, poate s-o păstreze, da? Poate să o imprimeze, să o scoată la printer sau să o trimit pe e-mail și să o salveze. Uite, se putea acolo de parcat camionul. Data viitoare deja. Ok.
Iarăși ceva nou. Eu aici mă aflu. Da, tipic englez. Și am luat termosul. Pătucul. Fain. Pentru două persoane. Apăsați butonul pentru alarmă. Interesează baia cum arată. Wow, și baia e destul de largă, destul de încăpătoare. Ce am observat la engleză că... Ah, uite, iar robinete. Două robinete. De ce două robinete? Nu pot să înțeleg. Unul cu apă fierbinte. Faci ceai dacă dorești. 90 de grade. Mai nu fierbi. Și cu unul cu apă rece. De ce? Fain. Closetul e curățel. Mi se pare mie că o să ies, o să alerg 2-3 km. Mă duc și fac un cerc până în deal și înapoi sau pe ce găsesc vreo cărare. Era bine dacă mă parcam acolo. Era fain, mai aproape de hotel. Ce să zic, nu am rămas niciodată dezamăgit de hotelurile din Anglia. Comparativ cu cele din Franța, cum sunt F1, Premier Class, Ibis Hotel. Ibis Hotel? Ibis Hotel pune accent foarte, foarte mare pe curățenie. E totul de înaltă calitate. Aici, spre exemplu, iată, am observat scaunul ăsta are niște pete murdare. Se cunoaște că e curățat așa la general. Iată, partea asta de jos mult mai murdară comparativ cu partea asta de sus. Asta e dovada că compania plătește hotel și șoferii nu fac pauza de 45 de ore la cabină, dar o fac la hotel. Iată, acolo este un camion albastru și unul alb. O să ies pe drumul ăsta la deal, după care să fac așa niște cercuri, măcar un kilometru, un kilometru jumate sau aș vrea doi. Iată, am așa o aplicație de la Nike. Când alerg, mă pornesc. Dau start și am aici și istoricul. În total am alergat 206 km. 206 km și am istoricul cu tot cu hartă. Tot cu hartă și a arătat harta cum am alergat. Iată, deci mai ieși, da? Iată, și a arătat cercul am făcut. Și iată, dau așa, dau start și încerc să alerg. Apăs, țin apăsat. Am alergat 2 km și 12 metri. În total am alergat 13 minute. Așa, aproximativ 156 de calorii am ars. Menționat harta, am alergat la deal, după care am alergat la stânga. Acolo era o vale abruptă, m-am întors înapoi, am trecut pe pod, m-am întors iar la dreapta, după care m-am întors înapoi, am înconjurat hotelul și am intrat. Ar fi bine să alerg măcar 4 km, dar cred că nu o să fie de folos alergatul dacă alerg fără ca să beau câte o gură de apă.